Esca este și va rămâne una dintre cele mai iubite și apreciate prezentatoare din țara noastră. Ea a obișnuit să apară pe micile ecrane sau pe rețelele de socializare cu un aer serios, însă întotdeauna cu un zâmbet cald. Totuși, de această dată prezentatoarea TV a abordat un subiect cu urmăritorii ei, care a deranjat-o destul de tare, considerându-le o jignire la adresa celor ce lucrează în domeniul ei. Prin urmare, vedeta nu s-a sfiat să adreseze această problemă, fiind vorba de sloganul unui cunoscut site ce vehiculează cărți. Sloganul care citează "Cărțile sunt televizorul oamenilor deștepți" a nemulțumit-o serios pe prezentatoare, întrucât această sintagmă ar asocia oamenii ce lucrează în televiziune sau pe cei ce urmăresc televiziunea cu persoanele mai puțin inteligente, deoarece aleg televizorul în locul cărților. În plus, acest site vinde cărți ale unor personalități TV destul de cunoscute de la noi din țară, precum Andreea Raicu, așa că lucrurile se contrazic destul de mult în perspectiva acesteia. Așadar, Andreea Esca a transmis un mesaj pe măsură. Dilema mea s-a adâncit când am văzut că sub sloganul "Cărțile sunt televizorul oamenilor deștepți", site-ul publică cu mândrie cărțile unor vedete TV extrem de apreciate la noi în țară. Deci e ok totuși televizorul și pentru oamenii deștepți. Hai să ne respectăm unii pe alții atunci, indiferent de alegerile unei seri, a scris prezentatoarea pe contul ei.